că dacă totuși abordezi o tematică serioasă, trebuie să-i lași spațiu ca ea să se dezvolte. Nu merge așa, ce mai faci bine, ok, pa. Exagerând, evident. Deci are nevoie de un pic de spațiu. Și atunci, da, are nevoie de un pic de spațiu de desfășurare. Gândul inițial era că durează 10 minute. Dar așa funcționa proiectele astea care ele se nasc, în care nu știi dinainte, ele au o doză necesară de risc din punctul meu de vedere, da? Teatru trebuie să meargă mai departe, trebuie să experimenteze lucruri, trebuie să caute, trebuie să riște. Nu ai cum să evaluezi toate riscurile din start, nu le știi. Și atunci, da, asta e. Ne-am trezit cu mai mult material decât ne-am fi dorit și ne-am trezit. Însă, eu cred că îl vom putea articula, cum zicea și domnul director, din ritmuri, din comprimări, din scene care nu se par necesare la un moment dat, cred că îl vom mai putea comprima. Și lucrul acesta, asta face teatru viu. Că nu știu, că ori becăiești uneori, că nu știi cum stă treaba. Decât așa, la sfârșit. Asta mi se pare fascinant că se întâmplă și chiar vreau să mulțumesc din toată inima domnului Chiriac și contextului, pentru că și contextului pe care dânsul a creat, echipa și așa mai departe, care este deschisă la astfel de propuneri. Nu orice teatru face lucrul acesta. De obicei se merge la sigur. Da, e un nume mare, ok, facem, știm dinainte, mergem pe rețetă. Dar nu, eu nu cred că ăsta e rolul teatrului. Rolul teatrului este acela de a duce atât cultura cât și, nu știu, oamenii pe noi, dar ca noi să putem să spunem ceva și noi trebuie să ne provocăm. Ca noi să vă spunem noastră lucruri și noi trebuie să ne punem în situație. În rest, domnul Chiriac.